Cristi Crețu rămâne în arest. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. A fost zi de 13 pentru vicepreședintele Consiliului Județean Suceava. Cristi Crețu rămâne în arest preventiv până la începutul lunii mai. 38 de adăposturi de protecție civilă din municipiul Suceava vor fi reabilitate pentru orice eventualitate, iar doi elevi de la Colegiul Național Petru Rareș au obținut marele premiu la Concursul Național de Inovație Tehnică și IT Da Vinci. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Cristi Crețu, va rămâne în arest până la începutul lunii mai. Contestația la mandatul de arestare preventivă emis de Tribunalul Cluj a fost respinsă miercuri de judecătorii Curții de Apel Cluj. Cristi Crețu este anchetat pentru trafic de influență și luare de mită într-un dosar instrumentat de procurorii DNA Cluj. Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Cristi Crețu, va rămâne în arest până la începutul lunii mai, după ce contestația formulată la mandatul de arestare preventivă emis de Tribunalul Cluj a fost respinsă miercuri de judecătorii Curții de Apel Cluj. Respinge ca nefondată contestația formulată de inculpatul Crețu Silviu Cristinel împotriva încheierii penale pronunțată de Tribunalul Cluj. Obligă pe contestator la plata sumei de 200 de lei către stat cu titlu de cheltuială judiciare în prezenta cale de atac definitivă. Se arată în minuta ședinței de miercuri. Săptămâna trecută, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Cristi Crețu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care este cercetat pentru luare de mită și trafic de influență. Politicianul a fost ridicat de procurorii DNA Cluj din sediul Consiliului Județean Suceava, după ce ar fi fost prins în flagrant cu o șpagă de 40.000 de euro încasată de la patronul societății Autotehnorom SRL, Vasile Râpan. O tânără din Ucraina a fost rănită într-un accident rutier produs miercuri dimineață la intrare în orașul Siret, dinspre Suceava. Tânăra se îndrepta spre vamă și pe fundul oboselii a pierdut controlul direcției. A intrat pe contrasens și s-a izbit cu mașina într-un camion condus de un bărbat din Ucraina. Femeia a suferit mai multe fracturi și a fost transportată la Spitalul Județean pentru îngrijiri medicale. Accidentul s-a produs miercuri dimineață în jurul orei 6:30 pe DN2 la intrarea în orașul Siret dinspre Suceava. În evenimentul rutier au fost implicate două autovehicule înmatriculate în Ucraina. O tânără ucraineancă de 35 de ani care se îndrepta spre vamă, cel mai probabil pe fondul oboselii la volan, a pătruns pe contrasens unde a intrat frontal într-un camion condus din sens opus de un bărbat de 61 de ani din Ucraina care se deplasa către Bulgaria. Au intervenit pompierii militari cu auto specială de descarcerare cu sprijinul unui echipaj de ambulanță. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a tinerei, care era singură în mașină, aceasta fiind transportată la Spitalul Județean Suceava cu mai multe fracturi, dar fără a-i fi pusă viața în pericol. Șoferul ucrainean al tirului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar femeii urmează să-i fie recoltate probe biologice de sânge. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Primăria municipiului Suceava va prelua de la asociațiile de proprietari 38 de adăposturi de protecție civilă pentru a le reabilita. Nu trebuie să ne panicăm, trebuie să pregătim aceste adăposturi pentru orice eventualitate, a transmis primarul Lungu. Primăria municipiului Suceava va prelua cele 38 de adăposturi ALA, care au fost date la asociațiile de proprietari. Le-am inventariat, vrem să le modernizăm, să le reabilităm. Sigur, nu trebuie să ne panicăm, dar să spunem să nu trebuiască să fie, mă rog, pregătite aceste adăposturi. Sigur că aceste adăposturi sunt adăposturile primăriei. Ele sunt și la persoane private, cei care au construit blocuri și împreună cu cei de la ISU vom face o corelare a numărului de adăposturi, pregătirea lor pentru orice eventualitate. Deși nu are așteptări să câștige titlul anul acesta, orașul Suceava și-a depus dosarul pentru a fi destinația anului în turism. Primarul Ion Lungu crede că Suceava are multe atuuri, iar roata panoramică reprezintă un punct important în strategia de turism a orașului. Miercuri urma să se desfășoare licitația pentru montarea roții pe platoul cetății de scaun a Sucevei. Primarul Lungu a apreciat că cei care contestă proiectul nu au calitatea morală să o facă.
21.655 de români au nominalizat destinațiile preferate în competiția vacanțelor în România pe destinațiaanului.ro. Peste 150 de locuri minunate au fost propuse. Dintre acestea, 22 au întrunit fiecare peste 100 de nominalizări. În ordine alfabetică, Alba Iulia, Brașov, Brezoi, București, Buziaș, Cluj-Napoca, Cund, Dărmănești, Galați, Hunedoara, Iași, Oradea, Săvârșin, Sfântul Gheorghe, Delta Dunării, Sibiu, Sovata, Suceava, Târgoviște, Timișoara, Toplița, Valea Doftanei, Vama Buzăului. Podiumul etapei regionale va fi anunțat pe 27 aprilie. Primăria municipiului Suceava a depus documentații pentru destinația anului pe turmis. Este vorba de un proiect al Ministerului Turismului împreună cu Agențiile Naționale de Turism și sigur că nu avem pretenții să luăm în acest an acest titlu de destinație anului în turism, deși noi suntem destinația europeană de excelență. Totuși avem atuburile noastre, municipiul Suceava, cu cetatea de scaun, cu muzeile care sunt bisericile de patrimoniu medieval, zone de agrement. Suceava, spun eu, un oraș care se înscrie ca perspectivă oraș inteligent, smart city, așa cum este și un premiu săptămâna trecută în acest sens. Deci avem și noi aturile noastre. Sigur că, așa cum am spus, nu ne așteptăm în acest an să luăm premiu, dar eu cred în această strategie de turism, în aturile pe care noi le avem, brandul Bucovina, Suceava poartă intrare în Bucovina și, așa cum le-am spus și altă dată, acele aturi pe turismul de patrimoniu cultural, ecumenic, pe cel de agrement și, în ultimul rând, de shopping. Cât despre turismul de agrement, primarul Lungu consideră că roata panoramică reprezintă un punct important în strategia de turism a Sucevei, alături de cetatea de scaun, zonele de agrement și obiectivele religioase și culturale. Ofertele pentru roata panoramică pe care municipalitatea suceveană vrea să o instaleze pe platoul cetății de scaun au putut fi depuse până miercuri la ora 15. Investiția este estimată la 5,2 milioane de lei fără TVA, ceea ce înseamnă 0,97% din bugetul pe 2022. Am văzut atâta vârvă prin oraș de niște oameni care nu sunt cei mai morali să vorbească despre cum se cheltuie banii la primărie și nu vreau să mai dezvolt subiectul. Am văzut multe orașe din România și foarte multe orașe din vest au aceste roate panoramice. Am văzut mici Disneyland-uri, nu vorbesc de cele mari care sunt la Paris, la Londra, la, eu știu, Viena sau la Milano. Orașele mai mici din Europa au adevărate Disneyland-uri mai mici, iar noi cumpărăm o roată panoramică. Dați-mi voie să vă spun că până la urmă eu văd că e mai mult vorba de invidie. Dacă despre asta este vorba, vrem să facem din partea celor care protestează din partea primăriei răutăți. Eu cred în această strategie de turism, este un obiectiv de turism important pentru strategia noastră de turism și nu văd aici un capăt de țară, mai ales că este o investiție multianuală, ea așa cum este concepută și în cadrul de sarcini și cum sunt termenii de livrare, se va întinde pe 2 ani de zile. Deci mergem înainte cu această strategie noastră de turism. Primarul Lungu merge așadar înainte cu strategia de turism, care prevede zone de agrement, iar roata panoramică face legătura cu parcul Șipote, unde este prevăzut un funicular care să urce până la cetatea de scaun. Ion Lungu este încrezător că activitatea de turism din municipiul Suceava se va dezvolta și va reprezenta o parte importantă din activitatea economică a municipiului. Doi elevi de la Colegiul Național Petru Rareș au obținut marele premiu la Concursul Național de Inovație Tehnică și IT Da Vinci. Este vorba despre Antonie Rareș Grigoraș și Mihai Alexandru Hulubeac, care au format echipa Motion Power. Ce lucrare de inventică au realizat pentru concurs și cine i-a coordonat, aflați din materialul următor. Sunt coordonatorul acestor doi copii. Încă de când erau foarte mici, din clasa a 5-a, ei nu au făcut echipă dintotdeauna, au avut propriile lor echipe de dezvoltare, de cercetare școlară, dar acum au decis să lucreze împreună, cam de 2 ani, și au ajuns la o formă așa de maturitate în abordare. Mă bucur foarte mult pentru acest lucru, mă bucur, privind așa în urmă, mă bucur de traiectoria pe care au avut-o. Acum, despre ce este vorba până la urmă? Este vorba de o activitate pe care o derulăm în afara școlii, deci care nu este obligatorie în programul școlar, este o activitate de educație non-formală, care le permite să dezvolte niște competențe transversale, deci care nu țin de o materie anume, pentru că aici e vorba de matematică, de informatică, de diferite limbaje de programare în informatică, de
fizică, pentru că implică electricitate, electronică și așa mai departe. Ei, în general, și-au ales propriile lor teme de dezvoltare, au avut multe teme de-a lungul timpului, dar acum lucrează pe o temă deosebit de interesantă, care are și mai multe direcții de a se împlini, de a se dezvolta și sperăm că în maxim jumătate de an să ajungem să finalizăm cam fiecare direcție pe care ne-am propus-o. Au fost foarte multe ore de muncă la bază, mai ales nopți nedormite, în mare parte, deoarece totul facem extrașcolar. Am ales acest proiect deoarece inițial noi voiam să facem un fel de fitness band, numai că integrat într-un brand, și am descoperit că putem dezvolta mult mai mult acest proiect și putem realiza lucruri mult mai frumoase de-a lungul timpului. Este o experiență unică în dezvoltarea unui produs sau unei invenții. Premiul de la Da Vinci, suntem destul de mândri și destul de... Zici și tu, foarte mândri. Foarte mândri, nu... Ca să nu așa. Și cam atât. Da. Ce urmează? Să-l dezvoltăm mult mai mult și poate găsim niște investitori ce ne-ar putea să ajutăm să-l dezvoltăm mult, mult mai mult decât ceea ce ne dorim noi, sau de ce nu să-l punem pe piață. Proiectul nostru a constat în mare parte într-o dezvoltare foarte aprofundată în urma unor studii. Scopul proiectului nostru este în principal să ajutăm persoane care au anumite defecțiuni în mers. Printre aceste defecțiuni se numără pentru persoanele care, să spunem, prezintă ambele membre intacte, anumite tipuri de mers care pot dăuna oaselor bazinului și anumite afecțiuni care sunt au la bază un mers neuniform sau defectuos. O altă afecțiune pe care dorim să o rezolvăm este înlocuirea unui membru lipsă prin copierea practică a mersului unui picior sănătos pe un membru care lipsește. Astfel am utilizat mai multe metode prin care să analizăm care este forma corectă a unui mers corect și prin diferiți algoritmi de inteligență artificială sau anumite ecuații fizice putem să reproducem ca un prim pas anumite mișcări ale piciorului, urmând ca în continuare să le dezvoltăm și poate să patentăm produsul pe piață. Organizat de Rotary București, concursul Da Vinci este anual și reprezintă deja o competiție de tradiție la care se prezintă mulți elevi pasionați de învățarea STEM de o manieră non-formală și informală. Antonie și Mihai participă la această competiție de când erau elevi de clasa a 5-a și concurau cu elevii mari. Pe vremea aceea, concursul nu era împărțit pe secțiuni, reușind să câștige premii încă de atunci. Evident, marele premiu de acum este un vis devenit realitate. De-a lungul timpului, cei doi elevi au dezvoltat mai multe lucrări de inventică, individual sau împreună, și au participat la diferite alte concursuri, olimpiade, saloane de prezentare a științei, obținând premii dintre cele mai mari de fiecare dată. Biserica Nașterea Maicii Domnului In Memoriam din centrul Sucevei a fost plină ca într-o zi de duminică, la lansarea cărții de interviuri a părintelui paroh Viorel Vârlan. Cartea conține 33 de interviuri publicate anterior în revista In Memoriam, cu personalități dintre care multe nu mai sunt și care în mare parte au suferit în pribegie sau de pe urma ororilor comuniste. În plus, în carte se regăsesc și câteva interviuri noi cu personalități contemporane marcante. Este o bucurie mare că în această perioadă de orcus duhovnicesc spre praznicul praznicilor, spre marea praznică înălbirii, să avem bucuria că în această biserică, care este un model aparte, de a transmite legătura dintre ceea ce este frumătesc cu ceea ce este ceresc, să avem bucuria de a ne întâlni cu toții și de a simți, iată, ce să simți, că, într-adevăr, sufletul culturii este cultura sufletului.
Că spun acest lucru, nu spun întâmplător. Părintele doctor Ignorel Cucian Bernard, bunul meu prieten și vecin, este cel care de ani de zile a știut să arate ceea ce înseamnă nu numai slujirea în Sfântul Altar, sacerdotal arătând ceea ce este Părintele Ignorel Cucian, ca să arate ceea ce înseamnă să fie și omul de cultură. Omul care să țină legătura cu cei care știu și au un condei, care știu să mărească condei. La această întreprindere, finalizată atât de frumos cu această parte, din memoria dialogului, mai de mult are această idee. Eu știu acum 11 ani când ne-am întâlnit prima dată și am discutat planul la teza de doctorat relațiilor României cu Vaticanul, el mi-a povestit de bunicul lui și de relația cu Nicolae Ceaușescu și a spus, eu n-am să lăs lucrurile astea să pleacă. Asta a fost temelia acestei cărți. Apoi, el a reușit să adune datorită faptului că este un om care a circulat mult în toată Europa, a ajuns în America, atunci când mergi, intri în contact cu oameni. Și a intrat în contact cu personalități, aici în carte, o să vedeți, este, are o poză cu regele Mihai și este un articol dedicat ultimului suveran al României. Sunt mari personalități din Statele Unite, prietenul nostru comun, Doru Damian, care face niște lucruri senzaționale la York, oriunde și predă o universitate, dar este și preot și întreține acolo un festival și în fiecare ianuarie îl sărbătorește pe Ionescu, acolo în inima Americii, sau părintele Gheorghe Claudiu Dumitreasa, pe care am avut mare bucurie să-l cunosc. De asemenea, multe personalități din țară. Cartea conține 33 de interviuri publicate anterior în revista In Memoriam, cu personalități dintre care multe nu mai sunt și care, în mare parte, au suferit în pribegie sau de pe urma ororilor comuniste. În plus, în carte se regăsesc și câteva interviuri noi, cu personalități contemporane marcante. De altfel, cartea încununează 100 de numere și 25 de ani de apariție neîntreruptă a revistei culturale In Memoriam. Prin acest gest de a sărbători această revistă, sărbători această carte, sărbători de fapt, comemorăm și pomenim pe cei care sunt de fapt personajele principale acestei cărți, eroii neamului românesc. Și de ce acum? Pentru că în fiecare sâmbătă, cum știm, cu toți că știm, ne pomenim cei dragi. Îi pomenim în fiecare sâmbătă cu toată recunoștința și dragostea de care suntem în stare, rugându-ne Bunului Dumnezeu să-i așeze în cearta dreptilor. Și atunci am zis, când e mai nimerit decât să nu-i pomenim pe cei dragi ai noștri care au suferit și care biserica, în respirație permanentă, îi pomenește și poartă în rugăciunile ei. Și așa am zis că hai să facem în această zi, înaintea floriilor, înainte de săptămâna patimilor, ca și ei împreună cu noi să se bucure de marea sărbătoare a Învierii Domnului, așa cum ne bucurăm în fiecare an. Primul interviu este care l-am luat bunicului meu când m-am întors din Statele Unite. Bunicul avea 94 de ani și întotdeauna ne povestea de întâlnirile cu Nicolae Titulescu. Printre alte mari personalități pe care le-a avut, el a venit, el fiind orfan de război, la 14 ani jumate, el era din zona Mărășești, și a fost luat de stat, crescut de stat, a ajuns în Ardeal, acolo a făcut teologia, a început să dreptul. Profesorul George Bota, care a fost mentorul și cel care l-a susținut, i-a zis, Costică, țara are nevoie de preoți, nu de avocați. Biserica Nașterea Maicii Domnului In Memoriam din centrul Sucevei a fost plină ca într-o zi de duminică. Între cei care au fost prezenți și au luat cuvântul s-au numărat intelectuali suceveni care cunosc atât istoria Bisericii Monument, cât și a personalităților protagoniste în carte. Vreau doar atâta să amintim, pentru că lucrurile se uită. Aici puțin a fost să nu fie o cârciumă
mare și largă, dar până la urmă, datorită câtorva oameni, n-a ieșit victoria cârciumarelor, ci a celor care se gândeau la tot ce însemna acest loc lângă mormintele, celor care au murit pentru religie, pentru țară, pentru patriotism. În biserică, într-adevăr, simțim că existăm. Este incredibil că noi am crescut, am învățat școală, am mers pe străzi și că în paralel cu creșterea noastră se petreceau astfel de atrocități de care noi habar nu aveam. Și odată ce ai intrat în lumea aceasta a celor care fac să nu se uite tot ce s-a petrecut, nu mai ești marcat pe viață și îți dedici viața mai departe acestei cauze. Să nu ne răzbunați nu însemna să nu ne uitați. Și este meritoriu faptul că unii oameni se ocupă cu, își dedică din timpul lor acestei osârdii de a nu se uita viețile oamenilor care au suferit. De-a lungul timpului am crescut și eu cu speranța asta că am văzut cum s-a edificat acest monument. Un monument odată religios și apoi un monument arhitectonic, spiritual, ca un mauzoleu cumva. Vorbeam de multe ori cu părintele Viorel că dincolo de ceea ce reprezintă biserica cu regulamentul ei, cu orânduiala ei, noi ne-am constituit așa suceveni sau o mână de suceveni într-un fel de cum să-i spunem noi așa, un centru spiritual în care n-am lăsat să dăm uitării pe nimeni dintre cei care au fost în această, cum să vă spunem, un vortex de acțiune, voință și de împlinire. Că biserica mai are multe de făcut aici. Dar contează căldura noastră și nu putem să nu ne amintim de faptul că alături de noi au mai fost și alte nume și dacă îmi dați voie, domnul doctor Cordățanu, au mai fost alături de noi. Eu vreau să vă spun că îi găseați sau îi găsiți în colectivul de redacție pe Tiberiu Cosovan, pe Carmen Veronica Steciuc, pe domnul Gerhard, nu? Onesciu, Ioan Cosmaiciu. Deci, iată o mână de oameni, pe deci, de așa numărați, care nu mai sunt, îi regretăm foarte mult. Nu pot să nu remarc faptul că în mijlocul nostru se află unul dintre oamenii care au simțit cum se scrie istoria și a scris în istorie. Deci, dați-mi voie, în aplauzele dumneavoastră, să vă prezint pe Radu Mercea, care este aici în fața noastră. Mercea este de o chestie aparte și care mi-a spus, sunt prea emoționat ca să pot spune câteva cuvinte acum, dar mi-a spus următorul lucru. Printr-o imagine, prin privire, vă iubesc și nu uitați să iubiți istoria, pentru că istoria este tamă suferință, dar și mântuire. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, pentru că dumneavoastră, din gura umorului al Bucovinei, ați reușit să vedeți din nou aici în mijlocul nostru și să arătați că, iată, dincolo de ceea ce a semnat pastilia istoriei Bucovinei, ați reușit să vedeți atâția ani de zile o recunoaștere a ceea ce înseamnă frumusețea și adevărul că întotdeauna adevărul este la suprafață ca și undele. Vă mulțumim că sunt alături de noi și să vă dea Bunul Dumnezeu sănătate! Începe acum, domnilor și domnilor, comentariul zilei alături de mine în studioul știrilor. Ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram, bine ai revenit! Bună, Cătălina, bine v-am regăsit! Cristi Crețu rămâne în arest preventiv până la începutul lunii mai. Curtea de apel Cluj a respins contestația formulată de avocația apărării. Mă așteptam să-i dea drumul, știi cum am spus, după 5 zile. Am crezut că o să-i dea drumul.
Acum, nu știu dacă s-a intrat, nu cred că s-a intrat pe fond. Eu cunosc oameni care au avut probleme cu DNA-ul, care au stat prin arest preventiv și un an de zile și mi-au povestit cum se întâmplă. De obicei, în cazurile lor. Da, în cazurile lor, da. Cam asta e regula, nu știu, așa era, acum, nu știu, când era zeița dreptății, șef. Și venea acolo în fața instanței, nici nu se uita la dosar, venea procurorul o lună, pac, nu se uita, nu intra să vadă probe, să se uite pe, nu știu cum a fost aici. Dar mai e și varianta aceasta, poate că procurorii au insistat să îl țină acolo pentru... Ca exemplu. Nu ca exemplu, pentru a-l convinge să vorbească. Despre altcineva. Despre altcineva, pentru că ei așa fac. Cunosc cazuri în care li se sugera să zic despre unul, despre altul. Sugerat ce e scris și pentru voi. Da. Și probabil că asta, adică de asta, unii de asta chiar fac, știi? Acorduri, da, scrise, fac acorduri, da. Da, pentru protecție. Păi asta poate, în cazul, știi, în care... se gândesc, bă, poate omul se răzgândește, poate e motiv, poate în 5 zile nu i-a venit să spună. Poate îi trece emoția, poate, eu știu, vine gândul cel bun. Se gândește că nu prinde Paștele acasă. Da, dar sunt din astea, hai că uite, stai cu cei dragi. De când să stai aici, nu mai bine mergi cu familia. Și probabil că de asta îl ține acolo, poate începe să vorbească. Nu știu ce așteptări au procurorii, despre cine să vorbească și ce să vorbească. Putem, dacă să are bănuim. Despre ce să vorbească, da. Dar dincolo de chestia asta... Din punct de vedere uman, repet, n-am fost acolo, nu știu cum pot să hotărească justiția, nu știu dacă e vinovat sau nevinovat. Dar e o chestie, când e un om, îl cunoaștem de atâția ani, a fost consilierul lui Gheorghe Flutur, e vicepreședinte de atâta timp, normal că oamenii din presă fiind, îl știm. Eu n-am relații apropiate cu dumnealui, dar salut, bună ziua, salut. Din astea, da, normal, am vorbit. Și când un om ajunge într-o situație din asta, nu te bucuri. Dar dacă ți-a făcut ceva, doar dacă ți este dușman. Tu nu te bucuri. Eu, alții cu siguranță că se bucură, evident. Dar ce vreau să zic dincolo de chestiunea asta, Cătălino, mă așteptam ca doamna Vasilciuc să-și dea demisia. Odată mă așteptam ca domnul Crețu, poate acum că a văzut recursul, să trimită în scris o solicitare prin care să spune: domnule, îmi dau demisia din vicepreședinte de la Consiliul Județean până se lămurește situația mea juridică. Da? Da, probabil că așteptat. Sau să mă suspende. Așteptat contestația. Poate. Dar doamna Vasilciuc nu avea ce să aștepte. Ea trebuia să-și dea demisia. Asupra domniei sale, ce dincolo. Nu, dar dincolo planează. De chestia. Nu planează nicio suspiciune. Planează o chestie sigură. Proiectul ăsta este un eșec. Da? Drumul trebuia dat folosință acum, luna asta, trebuia. E dat? Nu e dat. Este administrator public al județului? La revedere. Evident că doamna Vasilciuc, dacă rămâne, o ține în palmă Gheorghe Flutur. Este evident. Dar ar fi normal ca Gheorghe Flutur să nu o țină în palmă. Da? Pentru că nu se poate trece peste acest mare eșec al Consiliului Județean. Vina nu este exclusivă a Consiliului Județean, să fiu bineînțeles. Este un proiect... Moștenit. Nu e că e moștenit. Este un proiect la care lider e Consiliul Județean Iași. Care pentru că drumul pleacă pe din Iași până aici. Deci el este liderul. După aceea, într-adevăr, au existat scumpiri cu asfalt, cu alea. Deci nu putem să punem în cărca administrația județene. Dar are o vină. Tu ești beneficiarul. Tu ai promis că faci drumul ăsta. Nu l-ai făcut. E iar în proporție de 30%. De cuvânt, nu știu la Iași. La Iași, gata, da? Lucrare. Păi dacă la Iași s-a putut, la noi, de ce nu s-a putut? A bătut vântul mai tare. Contestații. Cătălina, nu știu. Deci este un eșec al Consiliului Județean Suceava și administratorul public este cel care se ocupă cu banii, cu contractele, cu alea, cu alea. Doamna Vasilciuc trebuie să-și dea demisia. Domnul Flutur, nu știu cât își permite el să o țină pe doamna Vasilciuc. Poate își permite, nu știu ce... Dar imaginea domnului Flutur, nu poți să te afișezi, e un eșec. Și Gheorghe Flutur, el, nu altcineva, deci doamna Vasilciuc trebuie să-și dea demisia, Gheorghe Flutur trebuie să iasă, să-și ceară scuze de la oameni și să explice ce se întâmplă. Nu stau mai ca departe. Stau ca șoricei în silos. Un șoricei în silos, silozul nefiind al lor, că silozul lor a luat foc.
dacă ne aducem bine aminte. Ai văzut vreo muncitor pe la Palatul Administrativ? Nu, dar am înțeles că se dau banii. Eu am înțeles și eu. La un și an tu ai înțeles. De la incendiu a da, fost anunțul că se dau bani. Nu. Poți să răspunzi la întrebări? Am răspuns, punctuale, nu, n-am văzut. Nu, n-ai văzut. De silozul lor ars. Și ei stau în chirie la, la alți silozi, la niște oameni care umblă pe drumuri acum, că le-a luat casa. Că i-a lăsat pe drumuri că s-a mutat Consiliul Județean. Și stau ca șoricei în silos. Doamna Vasilciuc, șoricel în silos. Gheorghe Flutur, șoricel în silos. Bine, Gheorghe Flutur e din ăsta hamster. Hamsterul e mai mare de ce? Porcușor de Guinea. Nu, din ăsta, un șoricoi. Ăla e mare. Da, un șoricoi. De Guinea. Așa, e că el e șef la București și a fost plecat la București, înțeleg. Înțeleg perfect. Că a fost congresul, cu alea, cu alea. Dar azi ce zi e? Miercuri. Păi, dar n-ai avut timp? Bun, te-ai obosit. Luni, marți, din cantonament. Ne odihnim. Dar miercuri, ieși, cere scuze, anunță că Irina Vasilciuc și-a dat demisia și tu cere scuze ca președinte de Consiliul Județean pentru eșecul acestui proiect și spune-le oamenilor ce se întâmplă. Necazul lor sunt continuă, indiferent dacă oameni. Cristi da, Crețu primește da, sau nu arest preventiv. Dincolo, că am ajuns da. La subiectul cu drumul. Dincolo de chestia asta, am comentat-o separat, asta separat. Ieși și spune. Nu ieși în public numai atunci când ne convine. A venit ambasadorul Israelului, a mers cu el, a venit comisarul pentru afaceri interne, ministrul de interne din Franța, ne fotografiem cu ei, pac, țac, să ne vadă lumea, uite ce tari suntem. Dar aici, aici, unde zeci de mii de suceveni, unii dintre ei care te-au votat pe dumneata, ei sunt în continuare bătaie de joc. Ei pentru sunt că tu, Sorin. Tu, proprietarul, beneficiarul proiectului, n-ai reușit să-l faci. Da. Și ieși la greu, nu numai la veselie. Că la veselie... Te așteptai să spună ceva despre dosarul pricină? Bun, acum și la PNL trebuie luat o decizie cu domnul Crăț. E o situație foarte delicată. Ce, și ce poți să vii să spui? Dom'le, așa, îmi pare rău, colegul nostru, justiția își va spune doar asta, ceva, ceva ce să spui. Ca să nu fii șoricel? Nu, nu, da, bun, normal și, că spui. Și la capitolul acela poți fi. Evident că trebuie să spui, așteptăm să vedem instanța, avem încredere în colegul nostru, îl cunoaștem de atâta timp, nu știu, ceva din asta. Că eu dacă sunt cu tine de ani de zile, Doamne ferește, se întâmplă unui apropiat de-al meu, un coleg sau ceva, ce mă dau, lovit și mă fac, de-am prieteni care au făcut... care au ajuns în închisoare și m-am cucurit cu noi sau cum. Nu am făcut afacerile cu el pentru ce a fost chemat. Dar cum adică să mă facă, nu știu, că alții, că nu mai răspund la telefon. Ce înseamnă lucrurile astea? Da, chiar dacă a greșit omul. A greșit, asta e, plătește. Dar asta nu înseamnă că ne facem, că nu-l mai cunoaștem, că stăm așa, ne ascundem. Astea sunt lucrurile de oameni mici. Și aștept de la domnul președinte Flutur, pentru că un om de anvergura domniei sale, care este o țară cu 20 de milioane de locuitori, are o coaliție de guvernământ formată la vârf din 10 oameni. Unul dintre ei e Gheorghe Flutur. Păi stai un pic, ești la nivel național vulturi, uliu, și aici ești șoricel, hamsteraș? Nu se poate așa ceva. Și asta nu se poate numai la... Știi, ca și cum la fotbal, știi? Că a câștigat, nu știu, acum Real Madrid, Cuchiu cu Vai s-a calificat în semifinale. Ce ar fi fost dacă nu se califica? Se ascundea Carlo Ancelotti, nu venea la conferințe? Adică venea numai la victorii și la înfrângeri? Nu, nu domne, vii și la victorii, vii și la înfrângeri. Și e de datoria domniei sale să le explice cetățenilor, nu mie, prin intermediul presei, că de-aia așa, să scrie pe Facebook. Dar trebuie să ieși, să anunți demiterea sau demisia doamnei Vasilciuc. Dar dacă tot o moșmolim, așa o fac că lumea uită, și așa se întâmplă, Cătălina. Pentru că lumea uită, cine mai vorbește despre asta? Mai vorbim noi doi și atâta. Că la noi asta, evenimentul ține două zile, maxim trei. Și Gheorghe Flutur știe. Și Gheorghe Flutur știe, care experiență. Dar dacă tot îi reamintești, e bine să reamintești.
cum cu Teodora Munteanu. Știi că am mai zis o perioadă, nu mai zici, că te plictisești, ție rușine. Ne-am mai întrebat săptămâna trecută, da, unul pe celălalt. Doamna Teodora Munteanu e tot din grupul acesta de șoricei. Că și ea e șoricel, stă ca șoricel în silos. Mucles, nu zice nimic. Stă acolo, șoricel în silos, nu se întâmplă nimic. Partidul o apără, o parte a partidului. Aici, dar totuși aștept de la Gheorghe Flutură, dacă Gheorghe Flutură ar fi fost un mic șoricel local. Așa, dar când văd că tu ești Uliu, păi când te văd Uliu că umbli cu premierul, cu președintele României, cu comisarii europeni, cu miniștri de externe din Franța, adică Franța, cu armata armatelor din Europa, așa, așa. Păi stai un pic. Ori să alagă o tabără, nu? Păi, vrei aceea, păi sau vrei asta? Sau vrei șoricel? La Suceava, primăria va prelua de la asociațiile de proprietari 38 de adăposturi ALA de protecție civilă. Dar de ce nu să fie, să nu trebuiască. De ce nu le-a luat la anul? Adică până acum nu s-a știut că există astea. Cine ai, bă, altă prostie și cu asta? Sunt, poate că între timp oamenii și-au strâns borcanele de acolo. Da, nu știu câte, iar e așa o cocleală în orașul ăsta și cu garajele astea și cu adăposturi. Suntem cu murături și cu aia de cocleală, așa, știi, parcă suntem într-un beci la țară, știi? Aveam eu un uncheș când eram puștan, aveam un uncheș și avea o podea de lemn din asta și sub podeaua aia era un beci, unde ținea de toate, legume, fructe, adevărul că avea și livadă faină, era frumos. Și erau toate amestecate acolo și scule din astea de grădinărit și totul pus, așa suntem noi, știi, tot așa o cocleală din asta, un amestec din asta, cu garaje care nu-s garaje, cu adăposturi de apărare civilă care nu-s adăposturi de apărare civilă, știi, și tot așa, și ne amăgim unii pe alții. Dar acum ce-i venit cu astea? Păi asta e cea mai mare prostie, să vii să spui că tu te apuci de, că să fie, să nu trebuia, sau nu, să nu se panicheze lumea. Păi numai când anunți. Pentru orice eventualitate. Dar care e eventualitate? Scuze-mă, zi-mi și mie, care e eventualitatea? Ca la ce? Ca stewardesele care prezintă măsurile de siguranță în avion. Lasă că te-am, dar noi zburăm cu avionul, mă. Mamă, ce naibă? Dar chiar zburăm cu avionul? Adică bajul în eventualitatea improbabilă în care se depresurizează cabina? Sau puțin probabilă, dar cum zic. Mergem cu avionul? Mergem. Când faci locul din astea, agiți lumea. Știi că omul se gândește, bă, da, dacă o fi știind el ceva, lasă-le naibii de adăpostă. Și dacă le faci ce? Îs 38 de camere pârlite, așa, și cine se ascunde acolo? Bun, dă cu bomba, și câți încap acolo? Doi șoricei într-una, trei șoricei în alta și gata, s-a terminat. Păi noi suntem 100 și ceva de mii de oameni. Ce faci? Sunt cele private, mai sunt parcări subterane, mai sunt altele care pot fi. Da, parcări subterane, ce să amenajezi? Te acolo nu trebuie să amenajezi alea, nu sunt dintre cele 38. Păi nu, câtea, dar ce în alea 38, ce faci în alea? Și cum le amenajează? Ce face? Jacuzzi sau ce puneau? Curent electric, mă gândesc. Bag curent. Dacă îți dă o bombă în aia, se oprește și curent. La noi nu trebuie să dea bombă. Adică la noi nu curent. Trebuie eventualitatea luată în calcul, în nicio variantă. Chiar dacă faci așa, nici nu anunța. Las-o naibii. Bun, ia-le, dă-le un var sau ce le faci, bagă. Scoate șoricei deja existenți în ele. Scoate șoricei, așa, fă-le o pemuțește, dar n-anunți să audă că lumea și așa e stresată, obosită, cu pandemie, cu război, cu alea. Acum îi mai speri că dacă și la noi. Dacă vine și... Știi? Nu. Și ți-am zis, dacă vine ce? Unde să te bagi? Faci o cruce și aia e. Na, unde? Te bagi unde? Deci tot ca în avion rămâne. Că dacă se întâmplă, Sorin, ce să faci? Nu poți să sari de un singur. Lansarea de carte a părintelui Viorel Vârlan la 25 de ani și 100 de numere ale revistei In Memoriam. Dar eu mă ascund la părintele Vârlan, la Viorel, acolo. Care? E o variantă și asta. Da, o telefon, zic, Viorel, mă primești pe și acolo mine. E mult mai ușor să te rogi la Dumnezeu. Da. Că ești în casa Domnului. Acolo e amenajat, gata, nu mai trebuie amenajat. Și odată cu acest prilej a lansat un volum In Memoriam cu 33 de interviuri pe care le-a luat de-a lungul celor 25 de ani unor personalități, unele nu mai sunt printre noi. Dar foarte, foarte interesant amestecul acesta de intervievați. Bun, în 25 de ani a și avut timp revista, care mi-a zis Viorel Vârlan când a fost el la mine, că
nu știu, e o personalitate, nu mai știu, care nu trăiește la noi. A zis că e cea mai longevivă revistă de acest gen scoasă de o fundație, știi? E ceva 25 de ani să ții o revistă și ai avut timp să faci cu personalități. Și alta este, Cătălina, una e să mă duc eu să vreau să fac un interviu. Dar tu cine ești? Hai că vreo doi mă mai știu, așa, dar când zici preot, numai când ai spus sunt preotul cu tare, altă deschidere ai. Plus că eu, dacă ar fi să fac un interviu cu un preot, bun, am făcut cu starețul de la Putna, cu Melchisedec, am mai făcut, mă, nu s așa chiar nedus la slăbuți. Biserică. Dar e un anumit limbaj. Un preot ți se va deschide mai mult ție dacă tot ești coleg cu el de breaslă. După aia altfel știi să ataci problemele, să pui întrebările, știi? Și altfel se deschide și omul. A făcut și cu regele Mihai, a făcut și cu Violeta Becla Seche, și cu Elisabeta Lipă, și cu alți, și cu preoți, și cu tot felul de oameni. Dar altfel se deschide omul în fața unui preot, nu? Și altfel în fața unui jurnalist. Care, despre care bănuiește că da, caută are ceva el ceva. Da, să mă păcălească, să scoată de la mine aia, să mă facă să mă simt prost. Și, dar e interesantă și deschiderea lui către dialog cu toată lumea. Dar pe de altă parte este firească, pentru că tu ca preot la tine la biserică vin fel de fel de oameni. Vin și săraci și bogați și deștepți și proști și miniștri și oameni simți și așa mai departe. Și trebuie să știi să vorbești cu toată lumea, să ai un cuvânt bun pentru toată lumea. Bun, asta cei cu har, pentru că cei care sunt veniți ca să-și facă ei... Să se căpătuiască, ea vorbesc numai cu miniștri și cu ea de unde poate scoate ceva. Dar nu e cazul ăsta. E un eveniment important, e o carte, încă nu m-am apucat să o citesc, dar numai compoziția, structura, oamenii cu care a stat de vorbă Viorel Vârlan, te fac să te gândești că e ceva foarte interesant. Bravo lui! Și bravo susținătorilor lui și bravo celor care sunt apropiați de această biserică pe care am revăzut-o și la interior. N-am mai fost de mult la interior. E cu adevărat un monument și când va fi gata, va fi un monument care va trebui, nu știu, cumva inclus pe lista monumentelor musai de vizitat în Suceava. Păi, dar intrăm acum, avem asta cu... Ce avem? E proiectul ăsta cu destinație turistică mondială sau ce da, o să fim? Da, cu strategia de turism Sucevei, nu? Ce, să fim un fel de Kuala Lumpur sau ce? Habar n-am, dar o să avem o dată panoramică. Orice ar spune cei care nu au calitatea morală să critique. Așa că te rog, rămâi cu calitate morală. Dar nu chestia asta, e o discuție iarăși cu roata asta. Din partea mea, adică nu știu să o facă, să nu o facă. Și dacă o face, ce? Și dacă nu o face, ce? 0,97% din buget. Adică nu este o cheltuială foarte mare. Dar e o chestiune, cum să zic, o strident așa, care e bună de comentat. Aici eu zic că părerile sunt părțite. Adică unii o vor, alții nu o vor. Unii spun că e o cheltuială inutilă. Nu știu ce să zic, dar... Dacă faci, nu-i bine, dacă nu faci, iarăși nu-i bine. Acum... Știm sigur că dacă Ion Lungu se încăpățânează să facă... Dacă ce a intrat ceva în cam, nu ne scoate nimeni și cu cât îi spune mai multă lume că să nu bine. Facă, face. Deci asta e o evidență. Asta, așa s-a ajuns să fie finanțată sala polivalentă, Sorin. Care sala polivalentă? Aia care... E la licitație și a fost unde? Și la contestație. Și unde e licitația și unde s-a câștigat, e contestație. E contestație, s-a trecut și de CNCD și urmează să vadă dacă... Care, dar ce CNCD? Consiliul Național de Contestare a... Tu ai zis CNCD, Consiliul Național de Combatere a Discriminării. Nu aceea cu discriminarea, cu contestațiile. Și urmează să vadă dacă vor fi contestații și la Curtea de Apel. Urmează. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor și domnilor, știrile continuă. Atleții suceveni au câștigat 3 medalii la campionatul național de alergare montană de la Câmpul Moldovenesc. Andrei Ihnatiuc a cucerit argintul, iar Ciprian Costân și Anca Mirela Moroșan au luat bronzul.
Atleții cluburilor suceveni au obținut 3 medalii la campionatul național de alergare montană pe distanță scurtă, competiție care a avut loc la Câmpul Moldovenesc. La categoria sub 20 de ani, Andrei Ihnatiuc, sportiv legitimat la CSŞ Rădăuț și CSM Dorna Vatra Dornei, a cucerit argintul. Ciprian Costân de la CSŞ Rădăuț și Anca Mirela Moroșan de la CSM Rarăul Câmpul Moldovenesc au luat bronzul. În urma acestor rezultate, cei 3 atleți suceveni au obținut calificarea la campionatul balcanic de alergare montană, care va avea loc pe 14 mai, tot la Câmpul Moldovenesc. CSU 2 din Suceava a terminat play-off-ul diviziei A la handbal masculin pentru tineret pe locul secund. În ultimul meci al sezonului, tinerii handbaliști, pregătiți de Vasile Boca, au remizat pe teren propriu scor 32-32 în compania celor de la CSM 2 Focșani. CSU 2 din Suceava a încheiat play-off-ul pentru tineret al diviziei A la handbal masculin pe locul 2 în clasamentul seriei A. În ultima etapă a sezonului, echipa antrenată de Vasile Boca a remizat pe teren propriu în fața celor de la CSM 2 Focșani, scor 32-32 după 14-17 la pauză. Gazdele au mizat pe următorii jucători: Padovei, Andreescu, Sârghie, Vizitiu, Zarițchi, Urdă, Radu, Grigore, Drăgoi, Hreceniuc, Loici, Nicolae, Reuț, Focșăneanu și Iulian Roșu. Cu 24 de puncte, echipa secundă a clubului CSM 2 Vaslui a câștigat play-off-ul pentru tineret al diviziei A la handbal masculin. Podiumul este completat de CSU 2 din Suceava cu 20 de puncte și Politehnica Iași cu 18 puncte. Mai multe informații despre echipa secundă a clubului sportiv universitar din Suceava, dar și despre activitatea grupelor de juniori, veți putea afla în cadrul ediției din această săptămână a emisiunii Fair Play, la care este invitat antrenorul Vasile Boca. Dorna Vatra Dornei și-a consolidat prima poziție în seria de munte a Ligii a 5-a la fotbal. Gruparea dorneană s-a impus în deplasarea de la Iacobeni cu scorul de 2-0 și are un avans de 2 puncte în fruntea clasamentului. Dorna Vatra Dornei s-a distanțat la 2 puncte în fruntea clasamentului seriei de munte a Ligii a 5-a. Dornenii s-au impus în deplasarea de la Iacobeni cu scorul de 2-0 prin 2 penaltiuri transformate de capitanul Alexandru Șandru. În celelalte meciuri ale etapei a noua din seria a 3-a s-au înregistrat următoarele rezultate: Vânătorul Dorna Candrenilor, Forestierul Frumosu 6-3, Tinovul Poiana Stampei, Foresta 2 Suceava 3-3 și Avântul Frasin Bradul Vama 2-1. În prima serie, Bucovina Dărmănești s-a impus pe teren propriu în fața Voinței Zvorâștea cu scorul de 3-2 prin golurile înscrise de Bodnariuc, Parasca și Ceviuc și păstrează un avans de 2 puncte în fața celor de la Sporting Puiensolca, învingători la Forești cu 7-0. În celelalte meciuri din seria 1 s-au înregistrat următoarele rezultate: Viitorul Vadu Moldovei, Sporting Bunești 4-0, Sporting Siminicea, Viitorul Negostina 3-3 și Voința Hânțești, Viitorul Adâncata 3-1. În seria a doua, liderul Academica Gălănești a ajuns la 10 meciuri consecutive fără înfrângere după ce a câștigat în deplasarea de la Marginea cu scorul de 5-1. Într-un alt meci disputat în seria a doua, Răleul Mihoveni s-a impus pe terenul celor de la Polul Nord Falcău cu 6-5. La finalul sezonului, câștigătoarele celor 3 serii vor disputa un play-off, iar prima clasată va promova în Liga a 4-a. Doamnelor și domnilor, jurnalul continuă acum cu informațiile despre starea vremii și se încheie cu subiectele zilei. Sunt Cătălina Biholar, vă mulțumesc pentru atenție. Cu bine! La noapte cerul va fi mai mult acoperit în majoritatea zonelor regiunii. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări temporare. Temperaturile minime se vor încadra între 1 și 7 grade Celsius. Joi vremea va fi în general plăcută. Cerul va fi variabil, parțial acoperit în majoritatea zonelor. La Vatra Dornei, soarele își va face simțită prezența. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 18 grade Celsius. Cel mai plăcut va fi la Botoșani și la Roman.
vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Cristi Crețu, va rămâne în arest până la începutul lunii mai. Contestația la mandatul de arestare preventivă emis de Tribunalul Cluj a fost respinsă miercuri de judecătorii Curții de Apel Cluj. Cristi Crețu este anchetat pentru trafic de influență și luare de mită într-un dosar instrumentat de procurorii DNA Cluj. O tânără din Ucraina a fost rănită într-un accident rutier produs miercuri dimineață la intrare în orașul Siret dinspre Suceava. Tânăra se îndrepta spre vamă și pe fundul oboselii a pierdut controlul direcției, a intrat pe contrasens și s-a izbit cu mașina într-un camion condus de un bărbat din Ucraina. Femeia a suferit mai multe fracturi și a fost transportată la Spitalul Județean pentru îngrijiri medicale. Primăria municipiului Suceava va prelua de la asociațiile de proprietari 38 de adăposturi de protecție civilă pentru a le reabilita. Nu trebuie să ne panicăm, trebuie să pregătim aceste adăposturi pentru orice eventualitate, a transmis primarul Lungu. Deși nu are așteptări să câștige titlul anul acesta, orașul Suceava și-a depus dosarul pentru a fi destinația anului în turism. Primarul Ion Lungu crede că Suceava are multe atuuri, iar roata panoramică reprezintă un punct important în strategia de turism a Sucevei. Miercuri urma să se desfășoare licitația pentru montarea roții pe platoul cetății de scaun a Sucevei. Primarul Lungu a apreciat că cei care contestă proiectul nu au calitatea morală să o facă. Doi elevi de la Colegiul Național Petru Rareș și-au obținut marele premiu la concursul național de inovație tehnică și IT Da Vinci. Este vorba de Antonie Rareș Grigora și Mihai Alexandru Hulubeac, care au format echipa Motion Power. Biserica Nașterea Maicii Domnului, In Memoriam, din centrul Sucevei, a fost plină ca într-o zi de duminică la lansarea cărții de interviuri a părintelui paroh Viorel Vârlean. Cartea conține 33 de interviuri publicate anterior în revista In Memoriam, cu personalități din care multe nu mai sunt și care în mare parte au suferit în pribegie sau de pe urma ororilor comuniste. În plus, în carte se regăsesc și câteva interviuri noi cu personalități contemporane marcante. Atleții suceveni au câștigat 3 medalii la campionatul național de alergare montană de la Câmpul Moldovenesc. Andrei Ignatiuc a cucerit argintul, iar Ciprian Costân și Anca Mirela Moroșan au luat bronzul. CSU 2 din Suceava a terminat play-off-ul diviziei A la handbal masculin pentru tineret pe locul secund. În ultimul meci al sezonului, tinerii handbaliști pregătiți de Vasile Boc au remizat pe teren propriu scor 32-32 în compania celor de la CSM 2 Focșani. Dorna Vatra Dornei și-a consolidat prima poziție în seria de munte a Ligii a 5-a la fotbal. Gruparea dorneană s-a impus în deplasarea de la Iacobeni cu scorul de 2-0 și are un avans de 2 puncte în fruntea clasamentului.